La sfârșitul acestei săptămâni, piețele se vor redeschide. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Klaus Iohannis, care a motivat decizia autorităților prin scăderea numărului zilnic de infectări. Președintele Klaus Iohannis a făcut anunțul zilei. Șeful statului a anunțat că la sfârșitul acestei săptămâni se vor redeschide piețele. O relaxare neașteptată, dar care are o bază, spune Iohannis. Am decis că de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschise piețele. Asta este cu siguranță o veste bună și pentru producătorii care vor să vândă în piețe, dar și pentru românii care vor să-și facă provizii din timp pentru sărbătorile de iarnă. Am putut să constatăm că în ultimele săptămâni numărul de persoane nou infectate în fiecare zi a scăzut semnificativ. Vestea era așteptată cu sufletul la gură, atât de producători, cât și de micii comercianți. E o măsură bună, să știți, pentru noi, pentru țărani. Înțelegeți? Pentru că dacă mai era încă o zi cum a fost alarte, noi nu mai veneam. Că ne udă, și marfa și pe noi și nu poți să stai de ger. Cum v-ați încălzit? Cu ceai cald. Termos. Am două. Ia uite. Două. Termos cald. Piețele au fost închise la interior pe data de 9 noiembrie, în contextul măsurilor destinate prevenirii răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus. În unele situații au fost găsite soluții pentru ca piețele să poată deveni spații deschise, fiind eliminate panouri sau ferestre, iar în altele producătorii au vândut afară în locuri special amenajate. Cei mai mulți dintre comercianți consideră că decizia redeschiderii piețelor este cea corectă, mai ales că vine frigul. De la finalul acestei săptămâni se redeschid piețele. Redeschid, da, intrăm înăuntru. Vă dați seama ce ne-am bucurat foarte mult, că acolo e altfel. E mai cald. Da. Ne pare bine că ne mutăm înăuntru, că nu putem să mai stăm, nu mai rezistăm. Dacă a luat hotărârea asta, foarte bine că a luat. Cum ați rezistat în ultimele săptămâni aici afară? Super de greu, super de greu. Stăm, suntem în vârstă, stăm afară în frig, în astea, când se putea amenaja ceva ca să stăm cât de cât decenți. Se redeschid piețele de la finalul acestei săptămâni? Ne-am bucurat enorm ne-am bucurat că suntem cu producători să ne valorificăm marfa și toate celelalte. Și marfa se degradează la ger, noi nu mai rezistăm, dacă se redeschide, ne bucurăm enorm de mult.